Așadar, eu zic să fie într-un ceas bun, începem un nou sezon, mergem la Iași și vizităm Agralim. Prima zi de toamnă din acest an a coincis cu deschiderea târgului Agralim, cel mai important eveniment pentru fermierii din regiunea de nord-est a țării. Aceștia au participat și la înființarea primului cluster agricol, au vizitat cele peste 150 de standuri și practic au aflat cele mai noi informații din domeniu. Le-am aflat și noi pentru dumneavoastră, așa că vă propun să urmăriți materialul următor, să vedeți cum a fost în această ediție Agralim Iași 2016. Câte clustere avem acum pe agricultură în România, cum funcționează și ce ar motiva în mod deosebit pe fermieri să se asocieze, să spun așa, într-o asemenea structură? De agricultură pur, nu există niciun cluster în România la ora actuală. Deci ar fi primul acesta. Și ce ar motiva pe fermier? Păi să spunem așa, că pe un fermier care produce grâu, nu l-ar mai durea capul că nu are unde să-și depoziteze producția pe care n-a vândut-o sau pe care n-o păstrează pentru uz propriu, pentru că un alt partener din cluster ar fi proprietarul unui silos unde se pot depozita cerealele. Pe urmă, pentru, să zicem, relațiile de export. Să presupunem că acest producător de grâu vrea să exporte o anumită cantitate din producție. Organizația de management a clusterului îi oferă posibilitatea să iasă pe piață. Îl poate ajuta să obțină un preț bun. Domnule Baci, o nouă ediție Agralim la Iași de această dată. Cum vi s-a părut ediția din acest an? Da, după câte bine ați văzut și dumneavoastră, an de an acest târg văd că prinde contur. Chiar anul ăsta mi-a plăcut ceea ce am văzut aici și aia. Pot să spun că se apropie de marile târguri și ne-am constatat că există un interes din ce în ce mai mare al celor care desfac, vând utilaje, celor care vând inputuri. Un interes cât mai mare de a participa la aceste târguri, un semn foarte bun pentru producătorii agricoli că au posibilitatea să se informeze, să vadă ce a apărut nou în tehnologia atât agricolă cât și cea zootehnică, noutăți care poate să îi îndrepte cât mai repede spre performanță. Performanță de care toți avem nevoie, ținând cont de faptul că suntem pe o piață european, o piață foarte dură și dacă pierzi startul, o să fie din ce în ce mai greu. La deschiderea oficială, totuși, deci și cum spunea și dumneavoastră, acest târg de la Iași se apropie de marile târguri din țară, nu a fost prezent niciun reprezentant al Ministerului Agriculturii. Cum comentați această chestiune? Mi-este greu să iar să fac afirmații pe seama prezenții sau lipsii autorităților din minister. Normal ar fi fost ca ministerul să fie prezent, fiind un eveniment care interesează pe toată lumea, nu numai producătorii agricoli, ci și pe cei care, la care noi avem pretenția că ne realizează strategia pentru dezvoltarea acestui sector de activitate. Nu știu ce s-a întâmplat. Dacă n-au venit, pot să le dăm o notă mică. Și aici, încă o dată, să ne demonstreze dezinteresul care l-au față de acest sector de activitate, chiar dacă, uitându-se pe statul de plată, vor să realizeze că lucrează la Ministerul Agriculturii. Am atins acest punct de vedere pentru că a fost și o conferință unde s-a discutat despre înființarea primului cluster agricol pentru această regiune, pentru trei județe, dacă am reținut bine, Botoșani, Iași, da, și Vaslui. Cum apreciați această idee? Vedeți ca fiind benefică? Ar avea fermierii din această zonă a țării nevoie de altceva? Așa cum a fost expusă de cei care au inițiativa, pare a fi un lucru bun. Inclusiv ca obiect de activitate, care iar îl găsesc benefic pentru acest sector de activitate și m-aș bucura să nu rămână numai în stadiul ăsta de inițiativă, ci să fie funcțional,
și să poată folosi acelui segment căruia se adresează. Crezi că ar fi o soluție mai bună decât crearea unor cooperative sau altor, nu știu, ligi, cum reprezentați dumneavoastră Liga Producătorilor Agricoli? Dacă mă întrebați, Liga Asociației Producătorilor este cu totul altceva, este o organizație profesională. Dar putea face parte din cluster, nici am înțeles, dacă s-ar organiza mai multe, poate la nivel național. Bun, așa cum ați și auzit în speech-ul care l-am avut, da, eu îmi doresc să contribui oriunde acolo lucrurile apărea să meargă în folosul fermierilor și acolo unde să aducă un plus valoare. Să sperăm, suntem la început, deci practic nici nu avem noi în România, nici nu avem experiența acestor clustere, este un început, să vedem ce iese și poate mai târziu, peste un an, peste doi, putem vorbi mai multe despre această inițiativă. Domnule Mindirigiu, o nouă ediție Agralim, a 8-a de această dată, știu că fermierii au avut și multe noutăți de văzut anul acesta, a fost o ediție de succes. A fost, pentru că ne-am pregătit foarte mult, ne-am pregătit un an de zile pentru această a 8-a ediție a manifestării Agralim. A fost nu un efort, să spunem, foarte mare, dar a fost o solicitare de zi cu zi pentru a convinge companiile, pentru a convinge sponsorii, pentru a aduna fermierii. Am reușit în foarte mare măsură, în proporție de peste 95%, să ne atingem obiectivele. Sigur, mai avem un pic de lucrat. Am avut cei mai mari fermieri aici prezenți la Agralim zi de zi, fermieri mari, fermieri mici din întreaga Moldovă, bineînțeles și din afara regiunii noastre. Aș vrea să vorbim și despre expozanți, pentru că știu că și numărul lor a fost anul acesta mai mare, am văzut și târgul organizat altfel. Da, am lucrat un pic la designul expoziției, l-am modificat, am avut o creștere de 20% la numărul de companii până care au participat anul acesta, atât în număr absolut de companii cât și în suprafața expozițională. Practic suntem aproape de capacitatea maximă a platformei de 10 hectare de la Iezereni, pentru că am mai făcut un efort, am mai făcut un plus anul acesta, la cererea fermierilor, a partenerilor noștri, am introdus și un sector zootehnic de animale de rasă, de elită. Am avut atât oi din 10 rase, cât și vaci de lapte și vaci de carne de înaltă performanță. Toate acestea vin în urma consultărilor cu fermierii, în cadrul Clubului Fermierilor Agralim, unde dumnealor vin cu idei și noi implementăm. A fost un târg foarte reușit, spun, în care toată lumea sper că și-a atins obiectivele și lucrăm de acum intens pentru anul viitor. A fost un târg reușit, dar știu totuși că fermierii au avut și o nemulțumire. La deschidere nu a participat nimeni din partea Ministerului Agriculturii. Este o nemulțumire cumva îndreptățită, aș putea să spun, pentru că până la urmă ar fi trebuit să fie cineva care să le asculte dorințele sau doleanțele, mai bine spus, și nevoile. Mă gândesc că acest dialog cu Ministerul trebuie să fie un lucru firesc în natura noastră și cred că nu ar trebui ca noi să mai facem efortul deosebit ca Ministerul să fie, ci Ministerul ar trebui să facă efortul deosebit ca astfel de manifestări să existe permanent în regiunile importante ale României și să onoreze, bineînțeles, invitațiile la aceste evenimente. Cred că lucrurile se schimbă încet, încet și, până la urmă, acest parteneriat real între Minister, între instituțiile statului și fermieri să devină cât mai concret. Noi vă mulțumim și succes în continuare. Și eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi totdeauna. Iar că sunt eu o jumătate de la evenimentul care a fost prezent acum la noi și sperăm în acest parteneriat de lungă durată. Vă mulțumesc mult!